Dragilor, ieri a fost zi de sondaje la raft, am mai rămas o oră să scanez etichetele sucurilor și m luat groaza, lăsând la o parte marketingul frumos, cruda realitate a ceea ce se află în aceste sucuri se traduce în kilograme multe și sănătate paradită, apă chioară în care se adaugă o grămadă de aditiv, zahăr mult, calorii cu duiumul, cu banii de pe un suc, vă luați 5 litri de apă și sunteți mult mai câștigați. Să vă arăt și o aplicație genială cu care puteți scana produsele, să vedeți și voi ce se află în produsele pe care le cumpărați, indiferent că sunt sucuri sau mâncare. Vă recomand să descărcați aplicația Infocons. Pentru consumatori a fost creată, este genială și de mare ajutor. Trebuie doar să scanați eticheta. Aflați absolut totul despre produsul pe care îl cumpărați, valori nutriționale, aditiv, tot ceea ce este adăugat în produs. Toate valorile sunt pe 100 de grame, respectiv 100 de mililitri de produs. Aici, în dreapta, aveți scanare QR code de bare. Mergeți pe scanare cod de bare, scanați produsul. Aici avem valorile nutriționale ale acestui produs, care este un suc care are un litru, respectiv 1000 de mililitri. 243 de calorii le înmulțiți cu 10. Dita bomba de calorii. Carbohidrați, 12,6 înmulțit cu 10. Zahăr, altă bombă, 12,6 grame de zahăr înmulțit cu 10. Ca să aflați câta bomba de zahăr înghițiți. Aici aveți și un calculator de efort și vă spune dacă înghițiți 100 de mililitri din acest produs, trebuie să mergeți o oră pe jos, să alergați 34 de minute, să pedalați 26 de minute. Nu știu dacă merită efortul. Aplicația este genială, o puteți descărca foarte ușor. Folosiți-vă de ea la cumpărători. Pentru noi a fost creată și puteți să interpretați și să aflați totul despre produsele pe care le cumpărați.